Salut! Astăzi am să vă arăt cum se editează o fotografie de dimensiune 3 cm pe 4 cm care este necesară pentru diplomă, carnet de note și alte documente. Pentru acest lucru vom utiliza programul Passport Photo for You. Intrăm în program, deci nu necesită descărcare. Este gratuit și are o interfață ușoară, nu este complicată. Acest program este dedicat pentru editarea fotografiilor pentru pașaport. În România, precum și în țările Uniunii Europene, dimensiunea fotografiei pentru pașaport este de 3,5 x 4,5 cm. Noi avem nevoie de o poză de 3 cm pe 4 cm, de aceea o să bifăm cam în size. Aici în această fereastră mergem la 3 x 4 cm, iar în următoarea fereastră vom alege dimensiunea hârtiei de imprimat. Eu am să aleg 10 x 15 cm. Urmează să alegem fotografia din calculator, după care bifăm cele patru căsuțe, apăsăm pe acest buton, se încarcă fotografia și acum urmează să o edităm. Aici avem un șablon. Normal, în acest șablon aici, pe centru trebuie să fie fața, părul și aici bustul. Mai întâi mărim un pic ca să ne încadrăm. Observați că capul este un pic aplecat, de ce am să-l rotesc. Tot ce editez aici se vede în partea dreaptă. Editez și îndrept capul, cam așa. Am editat și acum nu rămâne decât să prelucreze programul ceea ce i-am dat eu. Durează cam 90 de secunde până puteți descărca imaginea finală în calculator. Un inconvenient pe care îl văd eu la acest program este că pozele pe care le editează, observăm că o să avem la hârtia pe care am ales-o de 10 x 15 cm, 10 fotografii care sunt lipite una de alta și în acest caz atunci când o să le decupăm trebuie să fim foarte atenți. După ce am descărcat imaginea în calculator, mergem la opțiunile imprimante, alegem dimensiunile hârtiei de imprimare, calitatea și tipul hârtiei. Dacă nu aveți imprimantă foto, imaginea salvată o puneți pe un stick, mergeți la un studio foto și le cere să vă imprime fotografia pe care ați lucrat. Și astfel ieșiți mult mai ieftin decât atunci când mergeți în studio și vă fotografiază ei, vă prelucrează poza și așa mai departe. Deci nu este foarte complicat, mai ales pentru documentele care nu necesită prea o fotografie prea elaborată. Acum o descărcăm în calculator, să-i punem aici de exemplu 01, salvăm și acum să vedem ce am obținut. O deschidem și observați, avem 10 poze cu dimensiunea 3 x 4 cm. Mergeți la imprimare, de aici alegeți imprimanta pe care o aveți voi, după care alegeți dimensiunea hârtiei,
să aveți grijă să fie, să corespundă cu cea care ați ales-o inițial, calitatea înaltă și aici o să alegeți tipul hârtiei. Și să nu uitați să bifați și această căsuță, după care dați print. Cam atât pentru astăzi. Vă rog să dați un like, să vă abonați la canalul meu. La revedere!